Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 22 decembrie 2021. Învață să aștepți. La vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Nu există succes instantaneu, nici în ceea ce îi privește pe oameni, nici în materie de rezolvare a problemelor. Indiferent cât trebuie să slăbești, să zicem, 5 kg sau 50 de kilograme, kilogramele se pot da jos numai pe rând și nu toate deodată. Când stai pe vârful unui munte, poate simți o senzație de încântare, însă pentru a ajunge acolo trebuie să urci pas cu pas. Nimic măreț nu se creează peste noapte. Aproape orice succes semnificativ în viață vine în urma unor așteptări sau eforturi îndelungate și anevoioase. Și dacă nu accepți acest adevăr, vei renunța prea repede și vei rămâne prea departe de succesul pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru tine. Compania americană Gel-O a sărbătorit 100 de ani de existență în 1997. Iar dacă inventatorul ei ar fi încă în viață, probabil s-ar simți inconfortabil datorită succesului pe care l-a avut produsul său. În 1897, Pearl Waite se ocupa de mai multe lucruri. Era muncitor în construcții, dar în același timp era priceput și în domeniul medicamentelor naturiste și mergea din ușă în ușă pentru a-și vinde tratamentele. În toiul improvizațiilor și experimentelor, i-a venit ideea să amestece arome de fructe cu gelatină granulată. Soția s-a denumit produsul Gel-O, iar Waite a avut încă un produs de vândut. Din nefericire, vânzările inițiale ale gustării sale tip geleu nu au fost atât de mari pe cât se aștepta el. Așa că Waite și-a vândut drepturile pentru Gel-O lui Orator Woodward pentru infima sumă de $450. Woodward era un om de afaceri priceput, cunoștea valoarea marketingului și în decurs de 8 ani a transformat o investiție de $450 într-o afacere de milioane de dolari. Astăzi, niciunul dintre membrii familiei lui Pearl Waite nu primește vreun bănuț din cele peste 1 milion de cutii de Gel-O vândute zilnic. De ce? Pentru că în pofida numelui său, Wait înseamnă a aștepta, Wait nu a așteptat. Așadar, învață să aștepți.